Prima bibliotecă din Uniunea Europeană dotată cu un Smart Lab este la Călărași. În data de 17 noiembrie 2020, la Biblioteca Județeană Alexandru Dobescu din Călărași s-a inaugurat cel de-al cincilea Smart Lab creat de INACO în România, de această dată într-o bibliotecă. Aparatura de aici asigură accesul gratuit la educație digitală inteligentă pentru toți copiii din Călărași. Proiectul INACO a fost finanțat de Consiliul Județean Călăraș. De luni încep sesiunile de instruire online pentru profesorii călărășeni, mai întâi pentru folosirea softurilor 3D necesare imprimării 3D, în module de câte 10 persoane, în cadrul rețelei celor 5 Smart Lab-uri deja create, cu sprijinul mai experimentatului deja Smart Lab Măgurele. E foarte important acest pas uriaș pe care l-a făcut Călărașul, dintr-o bibliotecă unde abia puteam să ne desfășurăm activitatea. Anul trecut am inaugurat această minunată bibliotecă și astăzi cel mai minunat proiect, al doilea proiect la nivel național, la Călărași. Andreea, cred că tu ești cea care a venit cu această, să spunem, inițiativă și noi am preluat-o pentru că e spre binele copiilor județului Călăraș, e spre binele nostru, al celor care avem copii, să ne gândim că avem unde să putem să visăm, să putem să aducem performanța și visele noastre să devină realitate cu timp. Mulțumesc foarte mult! Iată-ne astăzi aici, prima bibliotecă din România care găzduiește un laborator educațional digital inteligent. Este prima bibliotecă din Europa care este dotată cu tablă interactivă, roboți educațional multifuncțional, creioane 3D, imprimante 3D, ochelari de realitate virtuală, laptopuri, mobilier inteligent, un spațiu nou de învățare care inspiră și care motivează copiii noștri de data aceasta, tinerii noștri și adulții dornici de recalificare. Dacă avem două priorități mari în România și la nivel local, acelea sunt educația și sănătatea. Perioada aceasta pandemică ne-a învățat că putem trăi fără multe lucruri în care de obicei investim. Dar nu putem trăi fără educație și fără sănătate. Ceea ce am reușit cu comunitatea noastră de profesioniști voluntari ai INACO, Inițiativa pentru Competitivitate, este să asigurăm accesul gratuit al tuturor copiilor din România la educație digitală inteligentă cu acest pas intermediar tuturor călărășenilor. Cum să ajungem la toată România fără să trecem prin Călăraș? Acest Smart Lab este al cincilea Smart Lab din România, dar este al doilea în afara spațiului școlar. Sigur că la Măgurele au acces copiii din Ilfov, dar București, Ilfov, toată lumea spune mereu investim în cea mai bogată regiune a României, ce face cu restul regiunilor. Și prima regiune din afara București, Ilfov, este Călărașul, gazda unui laborator atât de performant, care asigură tuturor călărășenilor accesul la alfabetizare digitală și tehnologică. Astăzi, la fel de importantă ca alfabetizarea funcțională. Și acum, sigur, să fie mai informal abordarea de astăzi, dacă îmi permiteți, stimate autorități locale, am să povestesc cum am ajuns aici. Acum 2 ani de zile vorbeam cu mediul local de afaceri pentru o dezbatere despre economia viitorului. Iată înspre ce se îndreaptă afacerile viitorului. Domnul Vasile Iuță era de față și dânsul i-a spus, dar să știi că oricât vor investi antreprenorii în noile tehnologii, nu vom putea avansa la nivel de națiune sau de județ fără pregătirea personalului necesar afacerilor viitorului și fără accesul la educație digitală și tehnologică. Și am zis, bine, ce să facem? Și am zis, hai să începem să stăm de vorbă mai întâi cu elevii. Și cu ajutorul lui Mari, unde-i Mari?
s-a ascuns. Mari, o vedeți cu fata acolo din culisele Consiliului Județean, care m-a ajutat foarte mult și Vasile mi-a zis, lucrează cu Mari. Și cu ajutorul ei am umplut amfiteatrul din Casa de Cultură a Călărașului și am adus peste 400 de copii care au ascultat o prelegere de 2 ore despre meseriile viitorului. Și atunci s-au lăsat unii copii pe spate și au zis, haide, Andreea, că noi o să avem acces la calendere grecești la ce vorbești tu aici, la noile tehnologii. Și atunci ne-am întors la președintele Consiliului Județean și am spus, da, e timpul să facem primul smart lab în Călăraș. Și m-am bucurat foarte tare că a spus un da cu toată forța. Nu e un proiect ieftin, dar nu este nici scump. Este optimizant pentru scop educațional. Mulți de pe piața de profil, când ne-am spus că acest proiect costă 100.000 de euro la cheie, cu tot ceea ce vedeți aici, mi-au zis, nu este posibil. Ba da, este posibil. Este un proiect bazat pe costuri, nu pe profit. INACO este o organizație non-profit, comunitatea noastră de voluntari este, lucrează pro bono, iar Consiliul Județean a investit în acest laborator atât de necesar viitorului călărășenilor. Și nu spun cuvinte mari. Și nu văd nici vând vise de șarte. Astăzi, în anul pandemic 2020, cine nu este alfabetizat digital, nu poate comunica online, nu poate munci online, nu poate cumpăra online, nu poate să-și facă plățile digitale, nu poate să învețe online și iată cât de mult ne costă că nu ne-am făcut vara sanie și iarna căruță. Noi asta am făcut aici împreună cu ajutorul autorităților județene, cărora le mulțumesc foarte tare, că au înțeles nevoia acestui proiect. Să știți că am vorbit în multe județe despre acest proiect și n-a fost așa de bine primit cum a fost în Călăraș. Și pentru asta vă mulțumesc. Și apoi trebuie să mulțumesc bibliotecii județene. Am colaborat extraordinar de bine cu fosta doamnă directoare și sunt convinsă că vom continua colaborarea bună cu actuala conducere și împreună am agreat cot la cot cu inspectoratul școlar al județului Călăraș, ca de luni, stimate autorități locale, pornim sesiunile de instruire online cu profesorii care doresc să învețe utilizarea softului 3D pentru imprimantele 3D. Totul se va întâmpla online, în rețeaua pe care am creat-o în jurul celor 5 smart lab-uri active, sigur că celelalte mai vechi au deja experiență, au lucrat cu profesori, au lucrat cu tineri, au lucrat cu clasele. Noi am câștigat multă experiență pe care acum o punem în slujba călărășenilor. Și de luni începem sesiunile online cu module de câte 10 profesori din toate materiile, de la umanioare până la astronomie și vom învăța să folosească aceste softuri 3D în speranța că foarte curând, sper eu cât mai curând posibil, să poată intra profesorii împreună cu copiii la acest laborator, la acest spațiu cu totul și cu totul nou, unde să poată vedea cu mânuța lor ceea ce au creat într-un soft 3D, să poată imprima 3D de data aceasta cu ajutorul imprimantelor din spatele dumneavoastră și să-și folosească curiozitățile, pasiunile, lecturile, descoperirile, să le aplice într-un obiect pe care îl creează, iar experiența aceea copilului creator care își vede obiectul gândit pe un soft 3D în mână este impunerea. Mă bucur că ceva de genul acesta s-a realizat la Călăraș. Nu rămâne decât să vă felicit pentru ceea ce ați creat aici și pe viitor putem colabora în continuare ca să putem să dezvoltăm aceste laboratoare smart, pentru că avem nevoie de ele. Vedeți că pandemia ne cam ține în casă și avem nevoie de această digitalizare. Drept urmare, vă lansăm o invitație și la alte proiecte să putem să ne dezvoltăm la Călăraș. Rama, directorul Liniței de Dezvoltare, sub îndrumarea ta împreună cu Andreea, cu Mari Voivozeanu, am dat curs acestei provocări. Sunt bucuros că acei copii prezenți în sală și alături de noi, alături de Andreea, alături de dumneavoastră, vor fi beneficiarii direcției acestui proiect, mai ales că pandemia ne obligă să învățăm online. Și cred că ajutându-i vom
crește din punct de vedere calitativ învățământul călărășan. Da. Mulțumim, Grama. Doamna Inciu, da. Direcția de dezvoltare și-a dorit implementarea proiectului. Ai fost, să spunem, dornică să fie la Biblioteca Județeană acest proiect implementat. Da, totul a început pentru mine acum un an, în decembrie, când domnul Grama mi-a propus acest proiect. Am fost la doamna Andreea, am vizitat un laborator gata făcut, am fost încântată și iată că în clădirea care anul trecut împreună am dat-o în folosință, care este ultima bijuterie a Consiliului Județean, cel mai nou proiect, acest laborator, care cred că își va găsi folosința și își va găsi rolul în societatea noastră. Vreau să le arătăm la concret utilitatea acestui laborator despre care ați vorbit deja. Și hai să vedem despre ce-i vorba, că teoria ca teoria. Ăsta este un creion 3D, cu ajutorul căruia orice copil, cam de pe la 10 ani în sus, desenează pe o hârtie și pentru care oarece volum, desenul la final se ridică de pe hârtie și stă în picioare. Și e foarte amuzant și creativ. Acest robot educațional este cu 11 servomotorașe, are formă umanoidă și am atașat și unul care replică oarecum brațul industrial. Nu o să-l ridică, e mai greuț, ridică-l tu, te rog. Și vor învăța elementele de bază de programare. Ama, robotul ăsta e foarte simpatic și dansează și face jumbuș lucruri și se dă peste cap cu condiție să fie corect programat. Căci dacă copilul nu va reuși să respecte toți pașii de programare, el nu o să facă ceea ce își dorește copilul. Și aici e un laborator educațional unde este permisă greșeala, unde greșeala te învață și unde o iei de la capăt până când reușești. Avem apoi acești ochelari de realitate virtuală cu care orice copil, tânăr sau adult, și apropo, unul din doi angajați astăzi sunt chemați să se recalifice pentru a face față provocărilor muncii de azi. E vorba și de nevoia adulților de a se alfabetiza digital și tehnologic, nu doar de copii. Și vă invit, domnule primar și autorități locale, să luați în calcul inclusiv accesul adulților la Biblioteca Județeană și doamna directoare. Ei, cu ajutorul acestor ochelari de realitate virtuală, orice copil poate să învețe istorie, geografie, să vizualizeze molecula, ADN-ul, să vadă Marele Canion, Marele Zid Chinezesc, Deșertul Saharian, mergeți cu imaginația voastră unde doriți, dar gândiți-vă pentru profesorii care predau așa ceva, cât de ușor le este să atragă copiii spre aceste materii dacă copiii vizualizează și pe programele de realitate virtuală augmentată, mixtă, acest mediu virtual și interacționează cu ei. Și acești ochelari de realitate virtuală permit parcurgerea programei școlare într-un mod mult mai atractiv pentru copiii școlarii de azi și să rețină mult mai ușor. Ceea ce facem cu mâna noastră, sau copiii în mod special, rețin cam 90%. Ceea ce le spunem noi ca profesori, rețin 20%. Ceea ce citesc, rețin 30%. Ei, oare ce diferență? Deci hai să-i ajutăm să facă, să practice, să experimenteze. Apoi avem aceste laptopuri și tablă interactivă, care este un partener foarte bun de pedagogie interactivă pentru orice profesor, de la limba română, limba engleză, până la astronomie. Doamna profesoară, la Smart Lab Cuza s-a ridicat o profesoară de limba engleză care mi-a povestit că a reușit să explice copiilor diferența de accent a vorbitorilor de limba engleză nativi în Marea Britanie, Australia, India, China, SUA, pentru că e diferență de accent și într-o negociere potențială să dibuiască originea interlocutorului doar după accent. Cum? Cu ajutorul ochelarilor de VR.
Iar cu ajutorul tablei interactive se poate vizualiza orice element de geometrie spațială mai complicat, de înțeles pentru cei care nu sunt dotați nativ pentru asta. Cu ajutorul ochelarilor de VR se poate vedea din nou și învăța mult mai ușor geometria spațială sau orice concept complex de predat. Pentru cei care pur și simplu nu au abilități specifice pentru domeniile respective. Laptopurile pe care le vedeți pe masă, toate sunt integrate cu aparatura inteligentă deja descrisă și cu imprimantele 3D, 5 monocolore, 4 monocolore, cred, și una 5 monocolore și una policoloră, unde pot vizualiza copiii tot ceea ce creează și importă din domenii diferite, din geometrie, din istoria artei, din ceea ce doresc ei să facă, un trofeu, o diplomă, o medalie sau un mărțișor imprimat 3D. Vă doresc ca la anul să aveți mărțișoare imprimate 3D de către copiii beneficiari ai acestui smalec. Sunt doar câteva exemple concrete. Pe scurt, copilul Vasile, născut în Călăraș, trebuie să aibă șanse egale la educație, cu copilul Ghiță din orașul dumneavoastră, sau cu satul. O mică din satul, ziceți dumneavoastră, care sat să fie? Florea. Așa? Cu sacra din București, cu, să zic așa, Frida din Norvegia sau din Germania și cu John din SUA și cu Pierre din Franța. Pentru că acești copii sunt cetățeni globali. Vă mulțumesc tare mult și sper să aveți curiozitatea să descoperiți surprizele uluitoare care vă așteaptă în softurile și aplicațiile postate, așezate în inima acestui laborator inteligent și cu ajutorul laserelor ai celor de la bibliotecă. Sper să asigurați accesul gratuit, așa cum visăm și ne dorim tuturor copiilor și adulților interesați.